Salutare tuturor! Eu sunt Creierul. Cătălin este plecat, iar eu vă voi prezenta episodul de astăzi. În descriere găsiți și canalul meu. Nu ezitați să vă abonați. Vă aștept. Haideți să începem. Coreea de Nord este o țară plină de lucruri ineficiente care există pentru a face țara să pară prosperă și puternică, iar datoria să facă toate aceste lucruri le revine oamenilor de acolo. De la cei care lustruiesc pietre până la cei care mătură bălți. Hai să vedem ce locuri de muncă fără sens există în Coreea de Nord. Hai să vedem mai întâi de ce Coreea de Nord încearcă atât de mult să pară o putere mondială. Republica Populară Democrată Coreeană, sau Coreea de Nord, este de fapt cât se poate de departe de democrație. Țara este de fapt o dictatură comunistă, iar ideologia comunistă a partidelor de acolo a făcut ravagii în rândul populației în ultimele decenii. Colectivizarea fermelor și proasta lor gestionare a dus adesea la înfometarea populației, iar corupția este ceva comun în rândul elitelor țării. Deci, în timp ce populația suferă de foame, liderul suprem se pare că și-a fracturat glezna, pentru că a ajuns să fie prea gras consumând produse importante. Pentru a păstra controlul și pentru a se asigura că toată lumea muncește, guvernul desemnează cetățenii pentru diverse locuri de muncă încă de la vârsta de 16 ani. Aceste locuri de muncă sunt pe viață, fără posibilități de promovare, măriri de salariu sau vârstă de pensionare. Practic, nordcoreenii lucrează până la moarte. Dar unele dintre aceste locuri de muncă există doar pentru a face țara să arate mai bine pentru cei din afară, în ciuda faptului că situația de acolo este evident foarte diferită. Deci, dacă nu faci parte din armata de 8,9 milioane de soldați, care însumează cam o treime din populația țării, care sunt locurile de muncă fără sens pe care vei fi obligat să le păstrezi pentru toată viața? 1. Măturător. Cu un venit mediu de doar $1000 pe an, majoritatea nordcoreenilor sunt foarte săraci. Asta face lucruri ca mașinile, motocicletele sau chiar bicicletele foarte greu de întâlnit. Deci străzile Pyongyangului, capitala țării, sunt foarte liniștite în ciuda faptului că sunt foarte largi pentru a arăta puterea și prosperitatea țării. Străzile sunt făcute să suporte un trafic mult mai mare decât cel care există acolo și sunt de obicei goale și curate. Dar dacă jobul tău ar fi să cureți aceste străzi, care deja sunt impecabile, ai continua să le cureți chiar dacă nu e cazul? Ei bine, da! O filmare secretă din 2010 arată cum echipele de măturători, neavând ceva mai bun de făcut, încercau să măture apa din bălți în Pyongyang. 2. Opozant politic. Știați că în Coreea de Nord au loc alegeri legitime o dată la 5 ani? La fiecare jumătate de deceniu, cetățenilor li se oferă oportunitatea să voteze din nou pentru Partidul Muncitoresc Corean sau să voteze împotriva lui. De fapt, votul este obligatoriu. Și chiar dacă este secret, dacă votezi împotriva Partidului Muncitoresc Corean, trebuie să introduci votul în altă urnă. Iar acesta nu mai este secret. Numele tău ajunge astfel la guvern, care știe că ai votat împotriva liderului suprem. Iată câteva partide care au candidat împotriva Partidului Muncitoresc Corean. Federația Budistă Coreană, Partidul Democrat Independent, Partidul Popular Laburist. Să ne înțelegem, niciunul dintre aceste partide nu a câștigat vreun loc în Parlament în ultimii 48 de ani. La aproape toate alegerile este raportată o prezență la vot de peste 99%. Deci, aceste partide sunt acolo doar pentru show și pentru a arăta cât de puternic este Partidul Muncitoresc Corean. Deci, în teorie, ai putea candida împotriva lui Kim Jong-un, depinde doar cât de mult ții la viața ta. 3. Curățător de pietre. Coreea de Nord este vizitată de un număr de 46.000 de turiști proveniți din țări occidentale în fiecare an. Asta înseamnă mai puțin de 0,2% din numărul de turiști care a vizitat Londra în 2018 și 0,7% din numărul de turiști care a vizitat New York-ul.
cu atât de puțini turiști, cum faci obiectivele culturale să pară populare? Ei bine, Muzeul Războiului Victorios din Coreea de Nord a angajat un curățător de pietre. Într-o altă filmare secretă din 2010, reporterii au filmat o femeie care freca pietrele de pe o alee din curtea muzeului. Se pare că pietrele murdare ar putea indica lipsa vizitatorilor. Femeia a fost ascunsă repede de ochii vizitatorilor, pentru că fațada perfectă a Coreei de Nord nu poate fi ruinată de ideea că țara este atât de săracă, încât să cureți pietre este un loc de muncă obligatoriu creat de guvern. 4. Responsabil cu îndepărtarea zăpezii. În partea de nord a țării se află orașul Gongjin, locul unde s-a născut Kim Jong-il. Este un loc făcut pentru a-l sărbători pe acesta, cu picturi murale foarte mari și statui, dar accesul acolo este de obicei interzis nu doar pentru turiști, ci și pentru localnici. Asta pentru că de obicei acolo ninge foarte mult, iar majoritatea autovehiculelor nu sunt echipate pentru a face față condițiilor. Dar, chiar și aici, monumentele și căile de acces sunt curățate pe toată durata anului. Nu se folosesc mașini pentru curățat zăpada sau pungi. Sunt curățate de oameni cu lopeți. Această sarcină le revine tot oamenilor săraci, care lucrează în condiții foarte grele, chiar dacă acolo nu există vizitatori. 5. Agent de dirijare a traficului. În cele mai multe societăți, femeile frumoase au lumea la picioare. Pot fi actrițe, CEO, manager de companie, modele sau antreprenoare. Dar în Coreea de Nord, ele dirigează traficul. Aceste femei, care, în mod ciudat, sunt un simbol al țării, trebuie să îndeplinească trei condiții. Să nu fie într-o relație, să fie frumoase și înalte. Există aproximativ 300 de astfel de femei în Pyongyang și scopul lor este să mențină ideea unei societăți perfecte. Există zvonuri cum că ele ar fi alese chiar de către liderul suprem. Dar, așa cum am spus mai devreme, în Coreea de Nord nu prea există trafic pe străzi. Cu toate astea, aceste femei trebuie să-și facă treaba în continuare. Pare că dansează Macarena în mijlocul drumului. Pe deasupra, atunci când împlinesc vârsta de 26 de ani sau se căsătoresc, sunt concediate. Oricum, este o meserie pe cale să dispară din cauza introducerii semafoarelor, așa cum se întâmplă în restul lumii. Mai bine și cu 90 de ani întârziere decât deloc. 6. Poliția modei. Fashion Police. Da, chiar există. Și sunt în Coreea de Nord. Într-o țară unde să distrugi orice influențe culturale venite din afară este o prioritate, moda este bineînțeles în topul listei. Ligile de tineret Kim Il-sung și Kim Jong-il au misiunea să asigure menținerea purității ideologice a camarazilor lor. Au rolul să se asigure că tinerii nordcoreeni nu devin prea rebeli sau se răzvrătesc împotriva liderului suprem care le-a fost trimis din cer. Cum fac asta? Ei bine, rolul lor este mai exact să critique felul în care se îmbracă oamenii. Să te îmbraci cu ceva în afară de costume închise la culoare și pantofi, cum ar fi ceva colorat sau puțin mai extravagant, poate fi considerat influență străină și se pedepsește cu obligația de a petrece timp într-un lagăr de muncă. Dar dacă un regim se teme de o fustă mini, probabil este timpul ca regimul respectiv să fie schimbat. 7. Figură religioasă, lider religios. În Constituția Coreei de Nord este promis dreptul la religie, dar, oficial, țara este un stat ateu. Cei care au reușit să fugă de acolo spun că această promisiune este doar pentru show și că există pedepse severe pentru cei care practică religii, așa cum ar fi creștinismul, în afara bisericilor controlate de stat. Orice acțiune care ar putea să distrugă atenția, respectul și adorarea oamenilor de la partidul sau de la liderul suprem poate fi considerată o lovitură de stat religioasă, revoltă religioasă. În cazul ăsta, cum ar putea fi cineva preot
sau orice alt fel de lider religios. Ei bine, în Coreea de Nord nu există astfel de oameni. Sunt 4 biserici în Pyongyang: creștină, protestantă, catolică și ortodoxă rusă. Într-un oraș de dimensiuni similare, cum ar fi Lisabona, sunt peste 19 biserici, iar în Geneva 18. Dar când toată lumea este îndoctrinată, încă de la naștere, și considerată dinastia Kim ca fiind ceva divin, ce rost mai are religia? 8. Muzician. În 2015, liderul suprem al Partidului, al Armatei și al oamenilor, Kim Jong-un, a interzis muzica. Casele oamenilor au fost percheziționate în căutarea materialelor muzicale, atât străine cât și autohtone. Conform noii legi, casetele și CD-urile care conțineau muzică au fost incinerate atunci când au fost găsite. Dar să vedem de ce, în rândul partidului, exista îngrijorarea cum că anumite versuri ar putea duce la disidență. Atât muzicienii, cât și muzica lor, au acum nevoie de aprobarea statului înainte de a fi distribuite către public. Asta îi face aproape irelevanți pe muzicienii nordcoreeni. Acum există 15 trupe muzicale aprobate de guvern, dar nu există vreo garanție că nu vor fi cenzurate și ele în viitor. 9. Mozaic uman. Majoritatea lumii folosește realitatea augmentată, mai ales la evenimente sportive. Coreea de Sud, de exemplu, a folosit o astfel de tehnologie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, unde au proiectat constelații. De asemenea, au proiectat și dragoni la jocuri de baseball. Dar la o aruncătură de băți, în Coreea de Nord, este o experiență cu totul diferită. La evenimentul numit Arirang Mass Games, un festival artistic și de gimnastică, este mai impresionant să te uiți în tribune decât la gimnaștii și artiștii care performează. Mozaicul impresionant din tribune nu este un ecran uriaș, ci este format din oameni, pixeli umani, dacă vreți, care fac parte dintr-un puzzle care se tot schimbă. Cei 10.000 de oameni de acolo nu fac asta pentru bani. Este un exemplu de voluntariat prin care ei își arată devotamentul față de partid și speră să intre în grațiile statului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!